Vă salut, doamnelor și domnilor, mă bucur să ne revedem. Intru direct în tema care mi-a sugerat titlul despre primarul porno, pușcăria și presa, pentru că mie mi se pare un subiect foarte interesant, fiindcă vom vorbi aici despre moartea presei într-un județ, și anume moartea presei în județul Vâlcea. Să vă spun întâi cum s-au desfășurat evenimentele. La o emisiune, la o frumoasă emisiune de la Antena 3 Vâlcea, pe care o face doamna Magda Popescu, l-a invitat pe ziaristul Liviu Popescu de la Râmnicu Vâlcea Uic. și printre altele au discutat despre fostul primar al Râmnicului, Emilian Frâncu, cel care a fost prins cu 20.000 de euro mită de la niște arhitecți, nu mai intru în amănunte. Ziariștii, adică doamna Magda Popescu și domnul Liviu Popescu, pe bună dreptate, au spus că ar trebui Frâncu să și vadă de treabă, să nu se mai amestece în politică, să nu mai apară în spațiu public, în ritmul și cu agresivitatea cu care apare, mai ales că el a implicat și televiziunea pe care o fondase în actul ăsta al lorii de mită, Adică el a vrut să mascheze uh, mita printr-un fel de sponsorizare pe care arhitecția ar fi făcut-o ca să facă televiziunea lui Frâncu uh, publicitate uh, investiției din Centrul Râmnicului. Deci o șmecherie, pur și simplu, o, o golănelă din asta. Și au mai zis uh, ziariștii că uh, Frâncu a fost și legat numele de prima publicație porno din România, care s-a lansat la să Vâlcea, s-au întâmplat Vâlcea mai multe premiere în presa națională, adică a apărut acolo în primele zile lui ianuarie primul cotidian privat din România, curierul de Vulcea, la mine acasă, am să repet întotdeauna chestiunea asta, fiindcă la mine acasă a fost redacția în primele două săptămâni și eu am fost primul director câțiva ani și a apărut și Sex și Crimă, prima revistă porno din România. După aia am avut pe piață Huxler și alte reviste pe care nu le cunosc. Și au spus în cu domnule, dumneata, ești pe de o parte Pușcăria, așa adică ai făcut pușcărie pe bună dreptate, și pe de altă parte ai făcut de cacao televiziunea aceea, vârcea 1, pentru că ei trimis ea să dea mită acolo. Pe de altă parte, nu te mai da atât de, de pedagogic, pentru că uite, ai fost implicat la sex și crimă. Ei, și ce, vezi? ce să vezi eu, emisiunea asta n-am văzut-o. Da, am auzit despre ea, deci știu știu ce s-a vorbit acolo. În schimb, dând drumul calculatorului peste câteva zile, de la emisiune, l-am văzut pe Frâncu recitând un text pe care el îl scrisese și care se chema Drept la replică chiar la Antena 3. Deci el a cerut la Antena 3 dreptul la replică și vreau să vă spun că i-a făcut pe cei doi ziariști de comandă. Pur și simplu și-a bătut joc de -i. în stilul caracteristic. Deci el e un bun sofist, deci se pricepe, da? Și toate aceste argumente foarte, foarte clare. Dom'le, ai, ai fost prins că ai vămit, ai făcut pușcărie ți-ai joc de televiziunea aia, te-ai băgat la sex și crimă au fost întoarse pe dos. Adică, despre televiziune, doamne, eu la televiziune, eu am încurajat, încurajat tinerii, ei au făcut facultăți în timp ce lucrau la televiziune, în sfârșit și alte chestiuni de genul ăsta, iar cu privire la sex și crimă, nu, nu, ce a fost pe altă firmă, nu sunt eu băgat acolo și așa mai departe. Bun. În stilul lui de deci el când era pe cai mari, el îi reclama permanent, cel puțin pe mine. El a reclamat și pe alții, a reclamat și pe alți ziarii și televiziunii. La CNEA și la Consiliul Național al Discriminării. Pe mine m-a reclamat la Consiliul Național al Discriminării. Ba și la poliție. Am dat cu subsemnatul, dar abia m-a apucasem de în 2000. 8 de emisiunile de la VTV, televiziunea din Vâlcea și m-a și reclamat. De almitere se întâmplă o chestiune foarte simpatică. Când îl invitam pe Frâncu și îl invitam, sigur că era la un moment dat liderul PNL, după care a, a candidat pentru primăria Râmnicului, după aceea a devenit primar, când îl invitam la emisiuni, după emisiune zicea așa, uite, vezi că am reclamație aici și scotea din mapă o reclamație. Dar de data asta ai fost cu minte, nu te-ai legat de mine, nu, deci nu te mai reclam. Auzi, m-am gândit să te reclam, dar totuși, uite, te iert de data asta. Deci îl invitam în emisiune și el mă ierta. Da, mă ierta că, și mă ierta că nu mă reclamă. Deci foarte, foarte tare, de ce să vă spun. Bun, într-o publicație al cărei nume trebuie să îl pronunț pentru că este fair play așa, se numește Indiscret în Ortenia, a apărut un articol despre participarea, despre con înalta contribuție profesională, jurnalistică și morală a lui Emilian Frâncu la Presa din, la dezvoltarea presei din România. Adică, ce a făcut uh, uh, acest ziar? Pur și simplu a, a găsit un exemplar din Sex și Crimă din 1990, nu știu, un an, doi a rezistat uh, revista asta uh, și uh, citează câteva aspecte ale. Din ziarul sex și crimă. Foarte interesant. Înainte de a cita, și eu de aici niște lucruri mortale, absolut mortale, vreau să vă spun că pe, în 1990 a apărut, cum ziceam, ziarul Curierul de Vulcea. Și pe timpul acela mergeam la tipografie, nu ca acum, când eu îmi trimit materialul pentru print, pentru revista Lunară, în care public cele mai interesante articole din online, o trimit pe mail la tipografie. Și după aceea, domnul Andy Barcan, de la editura Hoffman, mă primește la o cafea să le ridic, ba chiar că, fiindcă nu, stau de, nu locuiesc departe de tipografie, vine și mi le aduce ele. Pe timpul ăla te duceai în tipografie pentru că se tipărea uh, pe, clasic, cu linotip, cu plumb în sfârșit. Și când mergeam în tipografie noaptea, vedeam că tirajul curierului de Vâlcea, care era mare, se uh, încăpea într-o camionetă. Aveam 20.000 tiraj pe timpul ăla. Dar tirajul lui Frâncu, că venea și el acolo la la tipografie să vadă când iese sec și climă. Tirajul lui Frâncu uh, încă un în camion, de cel că de la tipografie cu camionul și, sincer să fiu, eram invidios pe, pe tirajul lui, dar niciodată n-aș putut face genul acesta de presă, fiindcă uite ce apărea pe acolo. Apărea așa, anunțuri, de, de pildă, tânăr discret, caut homosexual și lesbiene pentru jocuri erotice. Scrieți pe adresa redacției cu tare cu tare. Tânăr, 23 de ani, 162, 60, timid și atent, practicant al masturbării, doresc corespondență cu fete și băieți, indiferent de vârstă, cu pasiuni similare. Răspuns, asigurat și discreție. Caut pentru filmări bine uh, remunerate cupluri sau persoane atrăgătoare fără prejudecăți. Ofer, ofer contratrimiterii de 2000 de lei. Să 2000 de lei. O casetă video cu două filme erotice pe gustul dumneavoastră, precum și cinci poze carte poștală cu fotomodele sexy. Sfârși. nu mai citesc pentru că uh, e silă. Sigur, uh, pot să zic uh, că că nu le-a scris el, poate nu le-a scris el, dar el era acolo în Consiliul de Administrație sau ceva de genul ăsta. Bine, după aia a fost parlamentar, da, senator și așa mai departe. Și ca să vedeți cum se construiește cariera unui, unui om. Și... Ce să, vă, ce să vă mai spun? Lăs, l -l -l la o, de ce era înainte-mergător, cumva? În sensul că vedeți că aici vorbește despre uh, faptul că uh, ăla care se masturba caută, uh, caută cunoștințe care fac același lucru, indiferent de vârstă. Și deci, ca să vă dați seama. La un moment dat înțeleg că în ziarul, ziarul adevărul a cerut interzicerea acestei publicații. Uite, la Biblioteca Județeană a găsit, se găsește la Biblioteca Județeană. Am și eu un exemplar sau două în arhiva mea unde îmi țin biblioteca. Am construit o cabană de mult, în special pentru bibliotecă și pentru arhivă, dar mi-a fost lene să caut sex și crimă. Dar uite că a căutat acest ziar și bine a făcut. Da, uite, aici apare și dovada că Prâncu era implicat în Consiliul de Administrație al Întreprinderii Alfa. El semnează aici Prâncu Emilian. Deci, când tu îți începi cariera cu sex și crimă, cu nenorocerile astea despre care to tocmai am vorbit, când... După uh, aia a apărut în spațiu public din Vâlcea uh, un, film, un filmuleț care există, deci ca să nu-și facă dânsul să despre cum făcea casting pentru televiziune, adică le spunea fetelor lor la modul cel mai libidinos cu putință, dar să se dezbrace ca să vadă el dacă au dotate pentru a face, mă înțelegeți, televiziune. Da. Ceva sinistru, ceva iarăși, ceva grotesc. Și un asemenea om ajunge senator și președinte de partid, și după ce ajunge senator și președinte de partid, candidează pentru primărie și fac ceremită de 20.000 de euro rapid. Deci nu a durat mult. Am zis că nu mă mai interesează persoana Emilian Frâncu pentru că el luptă cu ghearele și cu dinții și este impresionant la modul în care luptă să rămână în picioare, să, să, conteze, în, să conteze în continuare în spațiul public. Dar m-am legat de acest drept la replică. Pe mine m-a șocat dreptul acesta la replic pur și simplu mă șocă. Adică să ai... Deci, în primul rând, nu știu de ce i-a dat doamna Magda Popescu și postul Antena 3 drept la replică. Adică ce, era, ce replică putea să dea când lucrurile sunt clare. Doi, bun, i-a dat drept la replică și să-l vezi pe un asemenea cu un asemenea tupeu, dându-le replica unor jurnaliști, doi jurnaliști tineri, fără pată, da, din, din Vâlcea, care n-au făcut nici presă porno, care nu au luat nici mită, care nu au picat în cap din funcția de senator, după aceea primar, direct în pușcărie. Să-ți bagi joc de ei, să-i să tratezi ca pe niște nulități, să le dai tu replica, să ai tu peu, să le dai replica și să nu se întâmple, să nu crape uh, cerul. Iar tu să fii uh, la Uniunea ziariștilor, așa zici, profesioniști, iarăși cei doi despre care v-am amintit înainte nu sunt, ei nu sunt acolo. Deci, ei, deși, deci, doamna Magda Popescu, deși face, deși conduce ziarul Vocea Vâlcii, deși face emisiuni zilnice la Antena 3, iar domnul Liviu Popescu, deși conduce ziarul Râmnicu cu Vocea Ui, ei nu sunt. Ei sunt ziariști amatori considerați, da? pentru că ei nu sunt în așa zisa Uniunea Ziariștilor Profesioniști în care au intrat toți colaboratorii care au scris vreodată trei rânduri într-o gazetă pentru a-și lua 50% în plus la pensie. Dar am zis că nici de ăștia nu mă mai leg pentru că sunt mulți. Sunt mulți, sunt foarte mulți într-o situație de impostură, deci ei nu au fost ziariști niciodată, mai puțin în sensul profesionist al termenului. Dar frâncul este acolo, la ziariști profesioniști, și după ce a făcut pușcărie pentru luare de mită, ia 50% în plus la pensie. Așa e, așa, e, așa e în România. Așa e în viața din, din România. Ce să face? Dar nu mai leg nici de Uniunea aceea, aceasta, care este un fals ordinar, după părerea mea. O chestiune care seamănă cu caritasul sau așa. Nu mă mai leg nici de prâncuri. Pe mine mă întristează faptul că au ajuns uh, doi uh, uh, ziariști în putere. Deci doi ziariști, hai că nu mai sunt ei chiar tineri. În postul, nu sunt tineri cum e la 30 ceva de ani, și dar totuși oameni în jurul vârstei de 40 de ani oameni pe picioarele lor, să primească drept la replică, ca o lecție, o punere la colț, o punere la punct, o, o terferire a imaginii, de la unul care a fost. că sunt la o parte, altă astfel, sunt la o parte sex și crimă și alte lucruri, ci de la unul care a fost prins, ca luat, mită și care s-a plimbat pe la mai multe penitenciare din România, plus un proces răsunător. Este moartea presei din Vâlcea. Bun, să închem acest subiect. Eu, în aceste înregistrări, cărora le-am Găsit în sfârșit un titlu, am oscilat mai. am avut mai multe titluri, în sfârșit nu le reamintesc, dar îmi place acesta la care am rămas, anume analiza de seară, pentru că vreau să le fac seara la sfârșitul zilei. Să știți că voi aborda și probleme locale, și probleme naționale, și probleme de politică uh, europeană și internațională. O să spuneți, bine, dar de ce faci tu de la uh, Râmnicu-Vâlcea așa ceva? Lasă-i de la Râmnicu-Vâlcea și de, de fapt și din Argeș, pentru că eu locuiesc în, în Argeș, propriu zis, da? la Albota. Uh, Lasă-i pe cei de la București să facă acest lucru. Vreau să vă spun că, pe timpuri, înainte ca România să intre în Uniunea Europeană, gândeam la fel. Spuneam, domnule, de chestiuni de politică internațională, de pildă, trebuie să se ocupe oameni specializați. Oameni care toată ziua scriu, fac interviuri cu ambasadori care toată ziua citesc articole de geopolitică din presa europeană și așa mai departe, ce oameni care s-au specializat, ce stare, ziceam eu să scrii tu despre, nu știu, președin, despre președintele Americii, despre George W. Bush, sau să scrii despre Putin, câte vreme nu te-ai specializat în această chestiune. Dar eu vă spun că în tabletele mele uh, voi aborda aceste chestiuni și cred că am îndreptățirea să o fac în calitate de simplu uh, cetățean. Uh, simplu cetățean al unei țări care face parte din uh, Uniunea Europeană și care nu dorește ca Uniunea Europeană să devină cel de-al patrulea Reich. Și care nu dorește ca Uniunea Europeană să devină un imperiu care să impună uh, provinciilor un imperiu, cum de pildă a fost Imperiul Austro-Ungar. De ce zicea împăratul de la Viena trebuia să se întâmple în uh, țările care ce o parte din uh, imperiu. Ori eu nu doresc să se întâmple chestiunea asta. Observ că deja uh, se uh, sare calul, adică după ce s-au cumpărat uh, vaccinuri la grămadă pe un pe contracte secretizate este noaptea minții da deci doamna Ursula von der Leyen a cumpărat uh, vaccinuri pentru uh, toată Europa și pentru România și acum uh, aceste vaccinuri au devenit apă de ploaie dar noi am plătit uh, bani înțeleg că se cumpără uh, armament sau se dau banii uh, bani pur și simplu în cont pentru Ucraina, tot de către Uniunea Europeană, deci tot din banii noștri. Mai înțeleg că domnul Scholz, cancelarul Germaniei, tocmai a publicat un editorial pe site-ul guvernului în care spune că Uniunea Europeană n-ar trebui să mai ia decizii în unanimitate pentru că unii nu uh, boicotează Uniunea Europeană. Păi cum? Nu de asta, nu în condițiile acestea, a intrat și România în Uniunea Europeană ca uh, votul ei să conteze. Deci să nu mai conteze votul, nu România nu o să voteze niciodată uh, contra, indiferent uh, ce s-ar întâmplat, să nu mai conteze votul. Poloniei, de pildă, sau uh, al uh, Ungariei. Câte vreme sunt cetățean european și nu doresc să trăiesc în, într-un imperiu, eu în registrările mele și în articolele pe care le voi face, voi spune acest lucru. Să știți că noi, cei care am prins o parte din viață în comunism, iubim mai mult, se pare, să o înțelegem mai bine. Nu că iubim mai mult, înțelegem mai bine ce este libertatea. Și care este prețul ei? Pentru că libertatea întotdeauna se plătește într-un fel sau altul. Anumite avantaje, de asemenea, se plătesc prin restrângerea libertății. Deci noi înțelegem aceste mecanisme. Pe timpul vechiului regim, aveai loc de muncă asigurat, aveai casă asigurată, sănătatea era gratuită, învățământul era gratuit, dar în același timp nu aveai libertate de mișcare și de exprimare. În 1989, printr-o lovitură de stat, bun, s-a schimbat regimul. Foarte bine. Dar din clipa aceea am crezut că vom fi liberi și vom fi suverani. Și ne vom asocia la Uniunea Europeană în mod suveran. Deci, ca o țară liberă și suverană, conform unui tratat, unde se precizează că și votul nostru contează. Apropo de suveranitate vreau să ne gândim, să medităm un pic la următoarea chestiune. Rușii au invadat Ucraina în partea, partea de sud a Ucrainei. Deci au uh, uh, și au bătut joc, au călcat în picioare suveranitatea Ucrainei. Sunt inadmisibil, inacceptabil, dar să ca un, un, o, o mare putere cum este Federația Rusă să încalce suveranitatea unei țări. Nu există. Exist, bun, există motive, sigur că da, există foarte multe motive pentru care rușii au făcut chestiunea asta. Dar indiferent câte motive ar fi, ar fi avut vorba lui Victor Orban, putem înțelege, dar nu putem fi de acord cu ce au făcut. Deci putem înțelege ce au făcut, de ce, că au avut motive. Nu le mai repet aici, dar nu putem fi de acord. Dar vă spun o chestiune. Federația Rusă a încălcat suveranitatea Ucrainei, întreaga Europa suferă, avem scumpiri, nu numai din cauza asta, dar oricum, și sub pretextul și din cauza asta. Avem scumpiri la energie care se răsfrâng asupra nivelului de trai și mai ales într-o țară săracă cum este România, oamenii vor avea mari dificultăți să treacă iarna din cauza încălcării suveranității Ucrainei uh, de către Federația Rusă. Dar eu vă întreb în condițiile acestea de ce uh, suntem noi de acord, de pildă, cu doamna Alina Goriu, care a luat uh, cuvântul într-o întâlnire oficială cu ambasadoarea Franței, nu mai știu cine era pe acolo, primul ministru și așa și a zis că României îi face plăcere să cedeze suveranitate. Adică acum, în, în Ucraina suntem oripilați de faptul că Federația Rusă a încălcat suveranitatea Ucrainei, dar la noi merge, adică cedăm din suveranitate altfel decât teritorial. Deci am înțeles, în Ucraina a fost un atac teritorial la suveranitatea teritorială, dar noi cedăm suveranitatea noastră pe întregul -ntreg, cuprins al patriei, adică dăm toată suveranitatea așa pe bucățele până când nu mai rămâne nimica și nu mai contează că pământul nu se mută pe planetă în altă parte. România nu o să fie pe continentul african sau în Australia. Dar în același timp, dacă nu mai avem suveranitate, atunci degeaba mai avem uh, acest pământ care se cheamă România. În înregistrările mele, la analiza de seară, mă uh, voi referi și la uh, astfel de uh, chestiuni, dar sigur și la chestiuni locale. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la revedere!